Hei, salut drăguților, eu sunt Lumii și bine ați venit în lumea mea! Astăzi vreau să vă vorbesc, așa cum probabil ați văzut din titlul acestui clip, despre Papa Monat. Și dacă ar fi așa să traduc motamo din limba germană în limba română, ar fi luna tatălui. Acest papamonat este un drept pe care îl au tații în momentul în care se naște copilul de a sta acasă o lună de zile și de a avea grijă de copil. Ce condiții trebuie să pliniți, care sunt avantajele și dezavantajele, vă spun eu imediat, însă înainte, bineînțeles, vreau să vă rog să vă abonați acestui canal, m-ați ajutat foarte mult, apăsați repede acolo butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o încă, dați un like acestui clip dacă vă place și scrieți-mi și un comentariu, două, trei cuvinte, ce vreți voi, un emoticon, m-ar ajuta foarte mult și pe mine lucrurile acestea și vă mulțumesc! Și revenind acum la luna tatălui, vă spuneam că este un drept al taților aici, în Austria. Și anume, în momentul în care se naște copilul. Tatăl are dreptul să beneficieze de o lună de zile liberă de la serviciu, iar angajatorii nu vă pot refuza acest lucru pentru că este trecut în contractul colectiv de muncă. Chiar dacă în contractul vostru nu este menționat clar acest lucru, mergeți la contractul colectiv de muncă din branșa în care lucrați și o să vedeți că acolo sunt stipulate aceste lucruri. Și o să mă refer de-a lungul clipului la. Tați, pentru că e Papa Monat, luna tatălui, însă este bine să știm, ca să nu discriminăm, că cel de-al doilea partener dintr-un cuplu uh, de uh, parteneri de același sex poate beneficia de acest Papa Monat. Uh, însă eu o să mă refer de-a lungul clipului uh, la luna tatălui și la Papa Monat. Așa o să uh, vă. Eu explic uh, despre ce este vorba și vă spuneam că este dreptul oricărui tată, în sensul că nu există condiții specifice pe care trebuie să le îndeplinească tatăl pentru a putea beneficia de acest drept. Singurul lucru care este important este ca tatăl să locuiască în aceeași casă cu copilul. Acesta este singura condiție care trebuie îndeplinită și ce este foarte important este faptul că trebuie să faceți un for an meldug, adică trebuie să anunțați angajatorul înainte de nașterea copilului că vreți să beneficiați după ce acesta se naște de această lună de zile liberă. Nu contează cât este de mare firma, de cât timp lucrați la firma respectivă, cât aveți salariu, nu contează aceste lucruri. Aveți dreptul, în orice condiții, să beneficiați de această lună a tatălui. Când puteți să beneficiați de aceste zile libere? Și uh, vreau să precizez faptul că e o lună a tatălui legat, adică nu puteți să luați 30 de zile uh, separat într-o săptămână, două zile, într-o săptămână, două zile. E o lună întreagă. Și puteți să beneficiați de aceste zile libere, de această lună liberă, din momentul în care copilul s-a născut, mai exact din momentul în care copilul a fost externat din spital, aveți grijă la acest lucru, pentru că există situații în care copiii stau o săptămână în spital sau poate 10 zile. Deci, din momentul în care copilul s-a externat din spital și până în momentul în care se termină perioada în care mama nu are voie să lucreze, acest beșeftigungsferbot, care este perioada de mutărșuț după nașterea copilului, mai exact, 8 săptămâni după nașterea copilului sau 56 de zile este perioada de mutărșuț, perioada de beșeftingsverbot pentru mame, adică mamele nu au voie să lucreze în această perioadă, și este perioada maximă până la care puteți să vă luați această lună a tatălui. În cazul în care vorbim despre o naștere prin Cezariană, despre o naștere cu gemeni, tripleți și așa mai departe sau despre o naștere prematură atunci perioada aceasta de după nașterea copilului de mutășut sau șeftigungsferbot -ă, se prelungește la 12 săptămâni și automat și dreptul vostru de a lua luna tatălui se prelungește până la 12 uh, săptămâni după naștere și acest lucru uh, să nu uiți se aplică și în cazul în care mama este casnică sau șomeră. Ce trebuie să faceți pentru a beneficia de Papa Monat. Trebuie mai întâi să faceți un foran meldum, să depuneți un formular prin care să anunțați angajatorul că vreți în momentul în care se va naște copilul să vă luați o lună de zile liberă. Iar acest foran un formular se uh, completează cel târziu cu trei luni înainte de data calculată a nașterii copilului. În momentul în care mama merge la ginecolog, primește o hârtie care se numește peșteticum uh, și acolo este trecută data calculată uh, a nașterii copilului. Deci, cu trei luni înainte cel puțin, însă este bine să faceți acest lucru mai înainte. Dar, cu trei luni cel puțin, trebuie să anunțați angajatorul și să depuneți acest foran Meldungs formular. Urmând, ca mai apoi, în momentul în care se naște copilul, să anunțați imediat angajatorul și în timp de o săptămână de la nașterea copilului să depuneți cererea pentru a beneficia de papa monat, anmeldungsformular uh, pentru papa monat, în care să precizați data de la care începe această lună de zile de care veți să beneficiați. Trebuie să Țineți minte lucrurile acestea pentru că dacă nu faceți foran în nu beneficiați de um, această lună a tatălui și apoi să nu depășiți termenul de o săptămână de la nașterea copilului pentru a anunța angajatorul că vreți să beneficiați de dreptul pe care îl aveți. Și așa cum vă spuneam la început, există avantaje și dezavantaje uh, ale acestei uh, luni a tatălui uh, și vreau să vă vorbesc despre aceste lucruri. Eu m-am gândit uh, să vă povestesc despre acest papamonat, despre acest drept, în ideea în care uh, mulți dintre noi suntem aici familii singure, fără rude, fără prieteni foarte apropiați care să ne ofere suportul 24 din 24 în momentul în care se naște un copil. Că vorbim de prima sarcină, prima naștere sau vorbim de al doilea, al treilea copil, știți bine, sau cel puțin din punctul meu de vedere, ajutorul este necesar. În cazul în care nu este nimeni aici care să ne ajute, tatăl poate să beneficieze de acest papamonat pentru a avea grijă de copil, pentru a ajuta mama care abia a născut și pentru a avea grijă de ceilalți copii și așa mai departe. Însă, puteți beneficia de această lună de zile liberă, dar angajatorul nu o să vă plătească. Deci nu trebuie să vă plătească angajatorul, ci veți fi așadar, să spun, într-o lună de zile liberă fără uh, salariu. O să fiți asigurat medical, o să fiți asigurat în continuare pentru pensii. Din acest punct de vedere nu este nicio problemă, însă nu o să primiți salariu. Acesta ar fi dezavantajul. Fiecare, bineînțeles, știe mai bine, are nevoie de bani, are nevoie de ajutor, are nevoie de timp liber, fiecare se organizează și fiecare își stabilește lucrurile acestea. Ca un tric, să spun așa, există și aici o posibilitate. Ca în momentul în care depuneți formularul pentru a aplica pentru Papa Monat, depuneți și formular pentru a aplica pentru Family Inside Bonus. Și asta înseamnă că în perioada aceasta de o lună, când tatăl stă acasă pentru a avea grijă de copil, nu primește salariul de la angajator, dar primește de la, stratul, de la statul austriac Family site Bonus, ce reprezintă 22,60 de euro pe zi, adică pentru o lună, să spun, ar fi aproximativ 700 de euro. Deci nu stați acasă chiar fără nimic, primiți 700 de euro pe lună. Singurul lucru la care trebuie să fiți atenți este faptul că. Dacă vreți să beneficiați de familie în bonus în perioada în care stați acasă în Papa Monat, trebuie să aveți grijă ca datele pe care le treceți pe cele două cereri să coincidă și să fie aceeași dată. Iar în cazul în care faceți acest lucru, trebuie să fiți siguri că aveți dreptul să beneficiați de familie în site bonus, pentru că acolo există câteva reguli la care trebuie să fiți atenți pentru a fi siguri că puteți să primiți 700 de euro pe lună în momentul în care optați pentru a beneficia de dreptul acesta de luna tatălui. Mai mult decât atât, în timpul acesta, și anume 4 luni înainte de nașterea copilului și 4 săptămâni după expirarea. Lunii tatălui, angajatorul nu poate să vă concedieze. Este bine, așadar, să anunțați la serviciu înainte de a ajunge la cele 3 luni înainte de naștere, pentru că 4 luni înainte nu puteți fi concediat. Deci, lucrurile nu sunt chiar atât de grave pentru că primiți 700 de euro pe lună. Trebuie doar să aveți grijă să completați formularele, să trimiteți cererea acolo unde trebuie, o cerere pentru uh, Papa monat, o altă cerere pentru Family Insight Bonus. Dacă vreți pot să vă vorbesc într-un alt clip și despre Family Insight Bonus, care sunt condițiile și ce trebuie să faceți și aveți grijă ca cele două perioade să coincidă și astfel... O să primiți și bani pentru perioada în care stați acasă să aveți grijă de copilul nou-născut. Fiecare decide ce este mai bine pentru el, ce este mai bine pentru familia lui. Cine are ajutor, are nevoie de bani, cine nu are ajutor, atunci nu are nevoie nici de bani, glumesc, bineînțeles, însă eu am vrut prin clipul de astăzi să vă aduc la cunoștință că există și această posibilitate ca tatăl să stea o lună de zile acasă cu copilul și să să primească doar 700 de euro pentru perioada aceasta. Sper să vă fie de folos aceste informații. Dacă este așa, atunci uh, mi-ar plăcea să-mi arătați și mie acest lucru printr-un like și de ce nu să distribuiți clipul către persoane care ar putea fi interesate de aceste informații și nu uitați să vă abonați acestui canal. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la sfârșit. Uh, dacă aveți întrebări sau vreți să îmi scrieți, puteți să o faceți aici în comentarii sau pe celelalte rețele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, face mare plăcere să vorbesc cu voi și să vă răspund întrebărilor în măsura în care mă pricep și eu. Așadar, vă mulțumesc că ați stat cu mine până la sfârșit și până data viitoare, vă pup! Pa, pa!